Salutare, eu sunt Paul, acesta este primul meu vlog oficial și vă invit să-l vizualizați în cele ce urmează. Ok, let's do this thing! Ca să o luăm cu începutul, de ce am ales să-l numesc Apex? Cuvântul Apex are mai multe înțelesuri, printre care și vârful curbei sau punctul cel mai înclinat al unei curbe. Am raportat la asta din pasiunea mea pentru motociclism, pentru tot ceea ce înseamnă două roți. Și cumva așa mi-am vizualizat eu viața, un drum plin de curbe, încercări pe care am încercat să le abordez cât mai bine, să frânez cât mai târziu înainte de curbă, să trag de gaz cât mai devreme. Însă ultima curbă în care am intrat, pe data de 30 decembrie 2019, parcă cumva nu se mai termină. Am fost diagnosticat cu paraplegie, adică fizic nu pot să-mi controlez partea inferioară a corpului. De ce m-am apucat de vlog? Motivul este că mi-aș dori cumva să îi ajut pe cei care, din păcate, poate vor ajunge cumva în situația mea și la fel ca și mine vor avea extrem de multe întrebări, dar răspunsuri mult, mult prea puține. Dacă eu nu am fost în stare să învăț ceva, măcar alții să aibă ce învăța din greșelile pe care le-am făcut eu. Am avut mai multe încercări să fac acest vlog, dar nu am reușit din diferite motive. Ba, m-a apucat plânsul, intram în anumite stări din care nu puteam să ies, ba, deschideam camera și nu știam ce să spun, pur și simplu aveam idei, dar nu mi-ieșeau cuvintele din gură, dar într-un final am reușit să le pun pe toate pe hârtie și să fac în așa fel încât să iasă ceva. Cei care mă cunoaște știți că nu-mi place să fiu o persoană dramatică și tocmai de aceea am lăsat să treacă puțin timp. Mai ales că cumva mă gândesc că e nevoie de pozitivitate și o stare bună ca să faci un asemenea vlog. Și de aceea mă voi forța, voi profita un pic de treaba asta și eu să-mi forțez psihicul să treacă de acest impas și bineînțeles că o voi face alături de voi în episoadele ce urmează. Până cumva starea asta așa o să ajungă să fie cât se poate de naturală. Am învățat, o să pomenesc, am învățat de la maestrul Bendeac atunci când ai o stare foarte proastă și nu reușești să ieși din ea. Încearcă să îți pui așa un zâmbet tâmp pe față, să trebuie să te forțezi, să-l ții acolo, îl susții până la un moment dat când tristețea o să zică, bă, ăsta e prea prost, să mai rezolvi ceva cu el și o să plece, o să-și facă de drum. Îmi voi găsi motivația de a merge mai departe în treaba asta și să cumva să trec peste toate părerile de rău, regrete, gânduri negative și tot ce vine la pachet cu situația în care mă aflu. Despre mine pe scurt, o viață plină de suișuri și coborușuri, de curbe line sau mai strânse. Încă din copilărie am încercat să mă implic în cât mai multe activități sportive. Am început cu rugby, după aceea not, fotbal, dar a trebuit cumva să le las din cauza astmului. Iar în adolescență, așa, în regim de agrement, fotbal, tenis de masă, tenis de câmp, iarna, ski și snowboard cât cuprinde,
Iar mai de curând așa am încercat și parașutismul. Și e ceva fabulos, vă recomand, dacă aveți de gând, sunați-mă că știu eu pe cineva. Absolvent al liceului și al facultății de teologie ortodoxă din București, probabil de aceea mă veți auzi des raportându-mă la relația cu Dumnezeu. Bineînțeles că nu vreau să îmi deranjez pe nimeni, dar cumva voi încerca să îl implic pe Dumnezeu în cam toate activitățile mele. Mereu doritor să mă afirm, să fiu în față, să demonstrez. De ce? Nu știu să spun. Dar cumva părinții, prietenii și toate activitățile mele m-au ajutat să îmi formez un caracter, zic eu, bazat pe principii bune cumva. De la data am luat determinarea pentru a munci pentru lucrurile pe care ți le dorești și atracția pentru sport. De la mama am luat blândețea și iubirea față de cei de lângă mine. De la unchiul meu am învățat ceea ce este aia disciplină și iubirea față de Dumnezeu. Iar de la mătușa mea am învățat să apreciez viața și să nu uit să mă și distrez, bineînțeles. De asemenea, mă găsesc de multe ori arogant, superficial, oportunist, încăpățânat, puțin și obsesiv compulsiv, tipicar, cum nu se poate mai rău, dar totuși cu toate astea mă simt extraordinar iubit de toți cei de pe lângă mine, prieteni, în special familie, nu mai zic. Și pe această cale vreau să le mulțumesc tuturor. Familiei care mi-a fost alături, familiei Mariei, prietenilor și necunoscuților, pentru că au fost foarte mulți care m-au susținut cum s-a putut, de la financiar, ce înseamnă probleme, psihic, au încercat să fie alături de mine cu sfaturi și cu tot ce s-a putut. Dar nu în ultimul rând vreau să-i mulțumesc cumva Mariei. Simt să spun asta pentru că, nu știu, ea a fost, este și o să fie, din ce văd eu, 110% 24 din 24 alături de mine. De la momentul accidentului și până acum n-a ezitat nici măcar o secundă. Și înseamnă foarte mult. În episoadele următoare voi vorbi despre tot ceea ce m-a marcat, toate greutățile prin care v-am trecut, toate lucrurile bune care m-au ajutat să merg mai departe, bineînțeles, și tot ceea ce consider că cumva vă va capta atenția, așa. Dar nu în ultimul rând, va fi vorba despre evoluția mea psihică și în special fizică, că despre asta e vorba. Cam asta este planul să trag, să mă recuperez. Dacă v-a plăcut, dacă vi s-a părut interesant, puteți să comentați mai jos, like, dislike, ce vreți voi, share, subscribe, puteți să apăsați și clopoțelul dacă doriți să mai fiți notificați când voi pune următoarele vloguri. Vă pup pe toți, vă îmbrățișez și nu pot decât să vă mulțumesc încă o dată.